Bine te-am regăsit! Astăzi trecem la cea de-a patra secțiune a cursului, unde vom aborda metode practice numai bune de aplicat provocărilor noastre. Până acum ne-am pregătit terenul. Ne-am pregătit mintea să fie fertilă, să fie gata de a primi germenii provocărilor și a le da noi valențe, noi rezolvări, noi abordări și noi soluții. Începând cu această secțiune, vom începe să ne apropiem mai mult de partea practică a lucrurilor, lucrurilor și să așezăm provocările noastre într-un fel de malaxor unde să fie prelucrate și îndreptate spre noi căi de soluționare. Astăzi ne vom ocupa de metoda cutia cu idei. Ce este aceasta? Este o metodă de a genera un infinit de idei din care să alegi pe cele mai potrivite în soluționarea provocărilor tale. Această metodă este creată după cutia morfologică a doctorului Fritz Zwicky, utilizând un anumit mod de a combina parametrii unei provocări. În primul rând, avem nevoie să ne desenăm o grilă pe care o vom completa ulterior. Pentru început, sau mai bine zis pentru exemplul de școală, de curs, vom desena o grilă cu patru parametri și cinci variante. Vei vedea imediat ce înseamnă aceasta. Nu te speria de termen. Am spus să trecem la secțiunea practică. Vom avea în fiecare ocazie câte o temă practică, așa că uh, iați un carnețel, iați un pix, Poți să notezi, poți să, uh, chiar să faci și tu aceste exerciții chiar acum, poate că ai o minte mai ascuțită și poți să treci direct provocarea ta care o ai în acest moment. Sau vezi lecția și după aceea o revezi din nou ca să faci temata practică. În rubrica superioară ne trecem cu litere de foc provocarea noastră. Problema căreia îi căutăm rezolvare. Imediat sub provocare trecem parametrii provocării. Câte unul în fiecare rubrică. Pentru a, pentru a, stabili dacă un parametru este destul de important pentru a-l adăuga, întreabă-te. Ar mai exista provocarea fără parametrul pe care mă gândesc să-l adaug în cutie? Parametrul pe care vreau să l trec este esențial. Provocări? Ți-am spus, nu te speria de termeni. Chiar dacă acum ți se pare ceva neclar și nu știi dacă și de unde, unde să o apuci, cum s-ar spune, la sfârșitul acestei secțiuni am pregătit o temă care te va ajuta să stabilești provocarea. Tema va fi cum să lansezi o provocare pentru a o trece în malaxorul metodelor creative prezentate în acest curs. Să revenim. În stânga trecem numărul variantelor. Această rubrică va rămâne neschimbată pe parcursul exemplelor noastre. Ce facem acum? Pentru că am trecut la o secțiune tactică, aș putea spune, o Secțiune care prezintă strategii, metode inteligente de a învinge adversarul, voi prezenta câte un sfat al lui Sun Tzu citat din cartea Arta războiului. Practic, adversarul nostru este provocarea. Strategia folosită pentru a câștiga în fața provocării trebuie să lase masca adversarului. Așa că, îl vom lua cu noi pe generalul Sun Tzu, un înțelept strateg militar chinez, pentru a ne învăța cum să ne formăm aceste strategii. Pentru metoda cutia cu idei se potrivește de minune următorul sfat. În luptă nu există decât forțe normale și extraordinare. Însă, combinațiile lor sunt. Infinite. Nimeni nu le poate cuprinde cu mintea pe toate. Asta face Cutia cu Idei. O grilă cu 4 parametri și 5 alternative, adică 5 variante pentru fiecare parametru, generează 3125 de combinații diferite. Dacă doar 10% se dovedesc folositoare, aceasta ar însemna 312 idei noi sau 312 variante viabile, aplicabile provocării noastre. Cum facem această grilă să ne rezolve provocările? Cum o facem să funcționeze? Păi, să presupunem că ești un director de marketing la o fabrică de produse ce produce coșuri de rufe. Piața s-a maturizat, compania are nevoie de un nou model pentru a captiva imaginația clientului și provocarea ta este cum aș putea îmbunătăți modelul coșului de rufe. Astfel, scrii provocarea. Scriu, cum am spus, cu litere de foc, provocarea pentru a găsi noi idei pentru a mă scoate din acest colaps în care am intrat. Pentru a trece acești parametri, analizez coșurile de rufe și fac o listă a parametrilor de bază. Așa cum am spus, grila noastră are 4 parametri și 5 variante care poate provoca 3125 de combinații. Dar dacă adaug parametri sau variante grilei noastre, combinațiile ajung de ordinul zecilor de mii. În urma analizei, stabilesc cele 4 variante pe care le consider de bază. Material, formă, finisare, poziție. Trec apoi câte 5 variante pentru fiecare. Ca material, nuiele, plastic, hârtie, metal, plas. Ca formă trec pătrat, cilindric, rectangular, hexagonal, cub. La finisare trec natural, vopsit, transparent, fosforescent, neon. Ca poziție, stă pe podea, pe tavan, pe perete, topogan, pe ușă. Acum, fie fac bilețele cu variantele pentru, a, pentru fiecare parametru, le amestec și le trag pe rând, fie aleg la întâmplare, direct din cuvintele de pe grilă, fie arunc cu zarul și văd pe care pătrățică mâncade. Alegi ce variantă dorești. Ideea este că trebuie să alegi acum la întâmplare una sau mai multe variante din fiecare parametru. Să presupunem că am ales plasă cilindric vopsit pe ușă. Analizez aceste variante și caut o idee viabilă care să ducă la fabricarea unui nou tip de coș de rufe. Una din idei ar fi un coș de rufe ca un coș de basket lung de aproximativ 100 cm, atașat de un inel metalic și alternat de un panou ce se prinde pe ușă. Acest model permite copiilor să joace baschet cu rufele murdare în timp ce le pun în coș. Când aceasta se umple, este golit trăgând de un șiret. Să luăm un alt exemplu. Am o spălătorie de mașini, însă doresc să-mi extind serviciile pentru un profit mai mare. Astfel întrec provocarea. Extensie pentru spălătoriile de mașini. Trec parametrii Metodă, produse spălate, echipament, produse vândute. La metodă trec variantele. Complet, sine, mână, mobil, combinație. La produse spălate trec. Mașini, camioane, case, haine, câini. La echipament trec atomizoare, benzi rulante, cabine, uscătoare, perii. La produse vândute, produse înrudite, nimicuri, cărți la reducere, produse cosmetice, țigarete, Alei cuvintele din cutie. Sine, câini, atomizoare, cabină, uscătoare, perii, produse înrudite. Observați că de data aceasta am ales mai multe variante ale unui parametru. Acest lucru complică puțin mai mult găsirea generarea unei idei, dar este un stimulant în plus pentru mintea creativă. Combinând aceste variante și căutând o idee viabilă de extensie a spălătoriei de mașini, una din idei ar fi spălătorie de câini cu autoservis. Aceasta are rampe care duc la căzi așezate la înălțimea taliei, în care proprietarii își spală animalele, le periază cu perii oferite gratis, le șamponează și le usuc. În plus, vinde propria gamă de produse pentru întreținerea câinilor, cum ar fi șampon, balsam, proprietarii de animale de companie își spală câinii în timp ce mașina lor este spălată automat. Să vă mai dau un exemplu. De data aceasta, directorul unei edituri dorește să scoată o nouă carte inedită pe piață și aplică metoda cutiei cu idei, făcând o grilă cu 10 variante pentru cei 4 parametri. Tipuri, proprietăți, procese, form. Pentru fiecare trece câte 10 variante de data aceasta. Îți dai seama câte variante pot ieși de aici? Pentru tipuri scrie variantele. Ficțiune, nonficțiune, clasici, cărți educative, afaceri, manuale, copii, religie, mister, sport. La proprietăți scrie sunet, adică cărți audio culoare, textură, responsabilități sociale, ilustrații, suport hârtie sau CD, miros, exerciții cu probleme, gust, structură neobișnuită, la procese. Obținerea manuscriselor, producție, marketing, distribuție tradițională, program pentru cules, lichidări de stoc, publicitate, tipuri de producție, cunoaștere sau divertisment, design și format. La forme scrie cadouri, cartea pe măsuță, Broșuri, antologii, software, copertă tare, copertă simplă, calitate ridicată, revistă, foaie volantă, vândută împreună cu alte produse, și din aceste variante, editorul alege: cărți educative, miros, publicitate, calitate ridicată. Legând acum atributele, Editorul nostru a creat o carte de bucate cu mirosuri pe care o companie alimentară importantă să o folosească pentru cadouri. Toate rețetele folosesc produsele companiei și fiecare este însoțită de o ilustrație cu un mic plic atașat, impregnat cu mirosul produsului, astfel încât cititorul să își dea seama nu doar cum va arăta mâncarea, ci și cum va mirosi. Acum, să vă dau două exemple din viața mea când am folosit această, această metodă creativă. Lucrarea mea de licență în turism s-a intitulat Elaborarea materialelor publicitare uh, elaborarea materialelor publicitare într-un hotel, hotel. În fața comisiei de evaluare după argumentare și tipuri de publicitate am ajuns la creativitatea în publicitate unde am prezentat câteva metode printre care și cea a cu idei. Dând următorul exemplu. Am presupus că formez o campanie publicitare pentru hotelul Iachie din Mamaia și am trecut ca și parametrii audio, video, kinetic, gust. La ce m-am gândit când am folosit acești parametri? Cum te poți adresa unei unei piețe, folosind canalele prin care omul recepționează acel mesaj. Cum îl poți recepționa? Păi, auditiv, uh, <laughs> vizual, kinestezic, prin pipăit, prin gust. Ca și variante la audio am scris cântec, sunet fix, cuvinte, radio, boxe. La video, TV, pliant, lumini, artă, desen și afiș stradal. La kinetic am scris stropit, mângâiat, cald, rece, miros, la gust, dulce, acrișor, sărat, amărui, fără gust. În urma tragerii la sorți au rezultat următoarele variante. Gântec, a fi stradal, rece și acrișor. Combinând aceste variante, o idee de reclamă ar fi un panou stradal. Că a fi stradal, cu senzor și ventilator e, rece. Da? Ce face rece? Un ventilator. Care în momentul când o persoană trece prin dreptul lui, atenționează printr-un scurt cântec, atrăgând atenția. Pentru a nuanța un miros specific, în dreptul ventilatorului poate fi pus odorizant de lămâie care să dea un aer exotic pe care, pe care uh, cătorul poate să-l asocieze cu hotelul Iachi. Nu mai este nevoie să spun că juriul a fost foarte impresionat de, 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 lucrarea mea. Un alt caz. Cum mi-am conștientizat nevasta despre importanța priorităților într-un cuplu? Confruntat cu situații tot mai dese în care vedeam niște lucruri banal de simplu, că se încurcă doar din simplu motiv că nu se aranjează logic în ordinea priorităților, am încercat fără izbândă să explic logica unor pași. Mereu și mereu veneau alte minunății. Îmi părea, evident, percepția mea, că ordinea priorităților era foarte de avalma în mintea soției mele și apărea mereu și mereu noi provocări care dădeau peste cap buna funcționare a treburilor casnice. Ca să explic puțin, cu câteva exemple, m-am apucat de renovarea apartamentului. Scos ușile pentru a fi înlocuite, reconfigurat puțin împărțirea spațiului prin crearea unor noi ziduri, dat vechea agresie și faianță jos, pregătit pereții și pus alta nouă, turnat șapă, pus parchet. Ei, la două zile după ce am început lucrările, când nici măcar nu s-a terminat cu debarasatul lucrurilor vechi și a molozului, mă întreabă. Ai început să dai lavabil? Cum să întreb dacă am dat cu lavabil când știi că mai întâi sunt de făcut zidurile pe care trebuie să vopsite? Cum să vopsești ceva ce încă nu există? Sau, în altă ocazie, dorim să efectueze servicii de cosmetică, în urma pregătirii pe care a făcut-o, îmi cere să o ajut să facem reclamă la serviciile oferite în salonul care, evident, încă nu există. Cum să cer să ți să facă reclamă la servicii de cosmetică dacă tu încă nu ai un salon? Sau o alta. Cum să ceri să plecăm în concediu la mare dacă nu ai planificat un buget? Întreabă aceasta. Și da, Apropiindu-ne la concretul absolut al existenței multora dintre noi, cum să te aștepți să ai un venit lunar dacă nu ai făcut ceva în acest sens? Asta seamănă izbitor cu acel tip care se roagă insistent la Dumnezeu să-l ajute să câștige la Lot. Va? Doamne, ajută-mă Doamne să câștig la loto. Mă rog, la tine de doi ani de zile, săcuit și uimit de nesăbuința omului care cerea ceva lipsit de sens, Dumnezeu își face auzită vocea și îi spune, omule, pot să aranjez numere pentru tine, pot să fac bilele să cadă în forma norocoasă, pot tripla suma câștigată, dar ia și tu un bilet. Asta nu o pot face în loc. Astfel, dar, pentru a exprima într-un fel modul în care să ne aranjăm prioritățile, am apelat la această metodă pentru obținerea unei idei la provocare. Cum să prezint nevestei importanța priorităților într-un cuplu? Am desena grila, care poate genera combinații, prin combinații mii de idei și am dat startul. Ca să găsesc parametrii provocării, mi-am pus întrebarea. Prin ce canale primește un om informația? Care sunt canalele prin care un om percepe lumea din jurul lui, realitatea lui? Și am ajuns la simțurile de bază ale percepției. Așa că am scris. Auditiv, vizual, kinestezic, olfactiv. La auditiv am scris vorbit, cântat, în versuri, tăcut, sunete. La vizual, imagini, video, schițe, mimă, culori. La kinestezic, mângâiere, atingere, alergat, gâdilat. La olfactiv, floare, aromă, fumigație, mâncare, cosmetice. Am ales prin trageri la sorți cuvintele sunete, imagini, gâdilat, arome, cuvinte care au stat la bază, ca bază pentru formarea ideii, crearea unui joc pe computer, chiar și un PowerPoint, în care să se facă un traseu în trepte prioritare. Întrebări cu variante de răspuns unde utilizatorul, aca nevasta mea în cazul meu, să aleagă răspunsul corect. Dacă alege corect, un sunet specific anunță succesul. Dacă alege greșit, la fel, un sunet diferit anunță insuccesul. În plus, dacă răspunsul este greșit, pedeapsă primește gâdilături la tălpe. În tot acest proces al jocului se pune în cameră aroma preferată, lămâie. Dacă vrei să vezi ce joc mi-a ieșit, l-am pus la resursele, resursele acestei lecții, ca să-l poți da downloada. Unele funcții ale programului au fost dezactivate, erau prea personale, așa că erau doar pentru noi. Dar poți vedea ce joc mi-a ieșit. Metoda cutiei cu idei seamănă cu situația în care ai jucat un joc de poker și obții o chintă royală. Adică cea mai bună mână a jocului de poker. Dar acest lucru îl obții cu posibilitatea de a, posibilitatea de a păstra ce carte dorești, să renunți la celelalte și să continui să tragi cât de multe cărți vrei. Cu siguranță în cele din urmă vei avea o chintă royală. Într-un număr stabilit de cărți de joc, multe combinații, unele bune, altele nefolositoare, însă cu cât creezi mai multe combinații, cu atât mai mare este probabilitatea dar obține o mână câștigătoare. Aceasta este esența principiului din spatele cutiei cu idei. La fel cum spunea și Sun Tzu, în luptă nu există decât forțe normale și extraordinare. Însă, combinațiile lor sunt infinite. Nimeni nu le poate cuprinde cu mintea pe toate. În rezumat, când scrii o poezie, respingi anumite feluri de a scrie și cauți altele încercând să rearanjezi cuvintele într-un mod nou și creativ. Forma este un ajutor pentru a găsi noi sensuri, un stimul pentru a descoperi esența în ceea ce dorești să exprimi. Tot ce ai de făcut, practic, poate fi rezumat în patru pași. 1. Definirea provocării. Cum facem aceasta vom învăța într-o lecție special concepută la finalul acestei secțiuni. 2. Alegerea parametrilor provocării. Pentru a stabili dacă un parametru este destul de important pentru a-l adăuga, întreabă-te. Ar mai exista provocarea fără parametrul pe care mă gândesc, mă gândesc să îl adaug în cutie? 3. Întocmește lista variantelor. Sub fiecare parametru, fă o listă cu cât mai multe variante dorești. Numărul de parametri și de variante va determina complexitatea tabelului. De obicei, este mai ușor să găsești noi idei într-un cadru simplu decât într-unul complex. Pasul 4. Încearcă diferite combinații. Când ai finalizat tabelul. Fă legături la întâmplare între parametri și variante, alegând unul sau mai multe elemente din fiecare coloană și apoi combină-le în moduri complet noi. Tehnica folosită în această metodă se numește analiză morfologică și poate fi descrisă prin identificarea și delimitarea parametrilor unei provocări pentru a produce rapid mii de noi idei. Acum, te provoc ca, înainte de a face propria ta grilă a cutiei cu idei, să iei oricare exemplu dorești din cele prezentate, să alegi alte cuvinte decât cele care le-am prezentat și să găsești noi idei pentru rezolvarea provocării date. Pentru coșul de rufe, editură, spălătorie de mașini, publicitate. Ce dorești tu? Și să scrii în secțiunea de întrebări și răspunsuri, ideea generată. Acest exercițiu te va ajuta în completarea testelor de la finalul cursului. Cu bine! Ne vedem în următoarea temă cu o nouă metodă practică.